vă aduc la cunoștință că doamna secretară sau secretarul comunist s-a îmbolnăvit, a fost în concediu, este în concediu medical. N-am avut timp să pregătim materiale, până am dat dispoziție de înlocuirea ei cu doamna Benchea. A durat un pic și din cauza asta a trebuit să facem și extraordinar, că n-am avut timp să dăm, să vă anunțăm cu 5 zile înainte, n-am terminat materiale. A fost mobilizare maximă. Totuși să pregătim ședința, că dacă nu trebuia să o facem săptămâna viitoare. Și avem și niște proiecte care sunt urgente. Astăzi, pe ordinea de zi, avem aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 19.03.2018, proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Cleja, județul Bacău, amul bunuri, având categoria de folosință drumuri și terenuri neproductive situate în intravilan și extravilan, ca urmare a raportului de specialitate numărul 2495 din 23.04.2018. Avem proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a UAT, Comuna Cleja, județul Bacău. În dosarele 10.970 pe 1.180 din 2017 și 11.030 pe 180 din 2017, aflate pe rolul judecătoriei Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea folosirii sumei de 64.000 de lei din excedentul bugetar pe anul 2017 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, instalarea sistemelor de semnalizare și alarmare în caz de incendiu pentru clădirile unității de învățământ din Comuna Cleja. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării obiectivului extindere rețea apă strada stadionului Comuna Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 de lei pentru unitatea de cult Parohia Romano-Catolică Valea Mică. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 86/20 din 12/2007 prin aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiție, construire, teren de sport multifuncțional în satul Cleja, strada Pieței, Comuna Cleja. Și avem diversele probleme. Se supune la vot aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 19.03.2018. Cine este pentru? Se supune la vot. Deci domnul consilier Coborniș, cât sunt prezenți? Cât sunt prezenți? 14. Ședința trecută de un an. Nu, acum. Prezenți acum. Acum prezent. Când pentru? Lăsați-mă în sus ca să știu. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Două abține. Două abține. 11. Abține? Cine? Cine se abține? Două abține. Povoi și joc. Domnul Homoi, aveți de 3 zile documente la dumneavoastră. N-ați avut, putea să anunțați, pentru că aveți pe foaie de capăt, aveți toate punctele de pe ordinea de zi, putea să sunați, pentru că știți telefonul primăriei, mai ales că ați lucrat în primărie. V-am spus că am primit și dosar. Așa este, pentru că știința este de-a unui ieri am primit. Am înțeles. Da. Se supune la vot ședința extraordinară de zi. Cine este pentru? Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Cleja, județul Bacău, a unor bunuri având categoria de folosință drumuri și terenuri neproductive situate în intravilan și extravilan ca urmare a raportului de specialitate numărul 2495 din 23.04.2018. Ați avut la mapă? Aș putea să clarific un pic. E vorba de canalizare, deci de proiectul pe Poim, prin canalizarea și apa care, rețelele de apă care se vor face. Pentru ca să
putem merge înainte cu proiectul, trebuie să intabulăm toate terenurile, toate drumurile pe care vin aceste rețele. Inclusiv unde se o să amplaseze stația de epurare. Deci, practic, acesta este, acesta cuprinde, acestea sunt străzile care ne trebuiesc. Deci, dacă sunt discuții pe marginea acestui subiect. Avem nomenclatorul stradal, dacă îmi permiteți șeful, avem nomenclatorul stradal aprobat și străzile respective trebuie să facă parte din domeniul public. Aceasta este intenția și scopul, urmând ca să fie intabulate, să putem face investiții pe aceste străzi. Și ele ne fiind intabulate, nu pot primi autorizație de construire. Mai aveți alte întrebări? Se supune la vot. Așa, dacă e bărbat acolo la... Am văzut eu ceva aici cu intragera, cu 1900 de metri, cu... Da, sunt zonele, dacă permiteți, dacă îmi permiteți, sunt zonele, fășiile de drum de pe lângă Europeană, că și-o spune numărul de casă, de la până la, unde va veni rețeaua de gaz, de canalizare, de tot ce ne trebuie. E ceva acolo cu viile, cu... Nu avem așa ceva. Nu avem așa ceva cu viile. Nu. Vă rog să verificați materialul, domnul consilier. Altă întrebări se spune la vot. Cine este pentru? Acum eu... Scuzați. Vă rog să puneți întrebări, dacă ceva nu ați înțeles. Vă rog, spuneți întrebări aici. Dacă... Mi-aș fi lăbărit acum... Da. Unde vine? Pe, vine pe... N-am de șosea... Lângă șosea, domnul. Lângă șosea, vedeți că aveți un material de la numărul și strada și de la numărul de poartă până la numărul de poartă. De ce? E vorba de fășiile de drum din fața porții unde trebuie intabulat terenul. Deci, canalizarea, cum am spus, s-a stabilit, avem 27 de kilometri de canalizare. Somușca, din capătul comunei, din capătul satului până jos aici la Incare. Cleja, la fel, drumurile principale până în Doja, până la intersecția cu... până la intersecția, până la limita de proprietății cu comuna Doja. Ultimele case acolo, practic, pe ambele capete și anumite străzi, avem până la 27 kilometri, avem 25 de miliarde, ca să spun așa, și ăștia-s banii. Nu am putut să facem pe fiecare stradă lăturalică, urmând ca următoarele proiecte să se facă alte fonduri. Aveți alte întrebări? Bun, dar pe lângă șoseaua națională nu este ce este. Numai opțiunile alea care... E drumul de acest. Atâta, fășiile alea care... Fășiile, dar nu, dar n-am intrat pe domeniul... pe domenii private. Practic, și la ora actuală drumuri, sunt drumuri, dar pentru că nu au fost, nu aparțineau domeniului public, au trebuit să le introducem. Asta este. N-am venit pe domeniul privat, și pe proprietăți private. Alte întrebări? Se supune la vot. Cine este pentru? Sunt pentru... Eu văd 12 pentru, 12 pentru, 2 abțineri. Eu am văzut 12 pentru și 2 abțineri. 3 abțineri, atunci 12 pentru. Deci 3 abțineri, cine sunt? Domnul consilier Varga, domnul consilier Joca, domnul consilier Tăbărăci. Următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a UAT, Comuna Cleja, Județul Bacău, în dosarele 10.970 pe 180 din 2017 și 11.030 pe 180 din 2017, aflate pe rolul Judecătoriei Bacău. Ați avut la mată? Da, despre ce este vorba. Vă spun eu despre ce este vorba. Avem două situații. Avem cu doamna Lucu, care vine din urmă, de când a fost de mulți ani, ei, Comisia Județeană
a atribuit un teren 4 hectare pe raza comunii Dăminești. Ea a fost pusă în posesie, dar nu s-a eliberat titlul de proprietate. Acum, Dăminești a luat un avocat și ne-a dat în judecată, adică Comisia Locală vrea să dea în judecată ca să oblige Comuna Cleja să dea acest teren. Și atunci, noi suntem supuși acum, trebuie să luăm un avocat ca nu cumva să, sigur, să ne apărăm, ca să nu, noi nu avem teren rezervă aici așa, ca să-i dăm teren. Odată cu ea, avem un alt proces cu Enescu. Ăsta de când e lumea și pământul, de când din 1991, tot cere teren. Acum s-a trezit că mai avea 10 hectare de teren. Dacă nu ne apărăm, s-ar putea, adică datoria noastră este că nu avem de unde să-i dăm terenul ăsta. Și să ne apărăm, totuși, pentru că noi a câștigat în prima instanță. Dacă, și să încercăm, totuși, să punem un avocat. În ce zonă cere terenul? Teren neproductiv. Undeva, nu știu în ce zonă. Instanța spune că trebuie să, dacă stabilește, noi trebuie să scoatem 10 hectare de unde vrem și de unde ne vrem. Și trebuie să punem un avocat ca să ne apărăm. Aveți alte întrebări? Se supune la vot. Cine este pentru? Toată. Următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea folosirii sumei de 64.000 de lei din excedentul bugetar pe anul 2017, Comuna Cleja, județul Bacău, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, instalarea sistemelor de semnalizare și alarmare în caz de incendiu pentru clădirile unității de învățământ din Comuna Cleja, județul Bacău. Am făcut un studiu, practic, pentru ca să obținem autorizații de la ISU. De câte ori vin, tot ne amenință cu amenzi și până la urmă trebuie să punem la punct sistemele de alarmare și de incendiu și trebuie făcute aceste lucruri. Păi asta care este în evaluare? Dar nu avem, nu au fost făcute niciodată. În incinta clădirilor. Iar ce? Știi ce se întâmplă asta care cu fumul, cu alarmare, unde e în caz de incendiu pentru alarmare? E vorba de altceva. Da. Interiorul. În interiorul clădirii. Am înțeles. Și suntem obligați să facem. Deci asta este. E vorba de copii. Și nu primim autorizația ISU. Nu primim autorizația ISU. S-a făcut un aviz, s-au făcut documentația, s-a depus pentru aviz. Cei domnii de la ISU vin la aviz și vin și vadă ceea ce s-a trecut în două. Avem și atunci, acum prioritar, pentru că timpul orilor de curs nu putem demara lucrările de... trebuie să modernizăm toată instalația electrică, dar nu se poate face acum. Deci, momentan, deocamdată, ca să putem depune documentația să primim autorizația, de face doar instalații curent slabe, astea cu avertizare la incendiu și la vară, urmează să demarăm și procedura de... La vară va trebui să facem și instalația electrică, toate școlile nu au împământare. Deci toate prizele sunt fără împământare. Va trebui toate instalațiile refăcute. Pentru că ele sunt de când sunt construite școlile astea, știți? Și asta va fi în vară, în momentul când iau copiii vacanță. Mai aveți alte întrebări? Bine, aveam eu o întrebare. De ce nu se face și la... Bani sunt destul, 640 de milioane vechi. De ce nu se face și la grădinița de la Cleja, în primul rând? În al doilea rând, de ce nu se face și la școala numărul 2 și la after school? Eu zic că tot în... Nu, tot din noi aparțin și... Nu, stați o secundă. Da. Grădinița de la școală, precum știți, intră în modernizare acum. Deci noi avem deja spațiu la licitație. Și banii ăștia se... Nu, cred că am văzut și eu acea semnal verde de advență și la Buda și grădinița de la Buda intră. Și atunci nu o să fie, deci avem devize, dacă vedeți în spate, sunt devize pe fiecare școală. Unde am primit aviz la școala de la Buda, unde nu s-a primit, acolo facem. Că documentația s-a făcut pentru toate școlile anul trecut, știți că am încheiat contractul cu DKE când am... Deci unde e cazul? Acolo unde am făcut. Nu s-a primit.
mai aveți alte întrebări, se supune la vot. Cine este pentru? Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării obiectivului extindere rețea apă, strada stadionului, comuna Clej, județul Bacău. Dacă aveți întrebări? Știți foarte bine, aici tot la fel, furnizorul nostru este CRAM. Noi facem lucrările și le predăm lor instalația, fără să predăm lucrările către ei, nu se poate exploata această instalație. Deci, vrem, ne vrem, trebuie să predăm lor. Dacă aveți întrebări, se spune la vot. Cine este pentru? Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 10.000 lei pentru unitatea de cult parochia romano-catolică Valea Mică, comuna Cleja, județul Bacău. Aș vrea aici tot la fel. A venit părintele de la Valea Mică, știți, precum și s-a schimbat acolo. Nu mai e părintele care o păstrează aminte. Mi-a spus că vine Sfânta, nu știu cine vine, Ion știe că este acolo. Prea fericitul Ieremia. Și, într-adevăr, curtea arată cum arată și mi-a cerut 100 de milioane. Diferența o să suporte cetățenii de acolo, ca să facă toată curtea cu pavaj. Vor să paveze. Aleie, domnul. Aleie de pavaj, că cu 100 de milioane nu se poate face o curte de biserică. Nu. Deci, da. Alea care e de intrare. Da, și de la poartă până la poartă până la biserică. Da. Un fel de trotuar. Paralel cu chestia, am vorbit și cu părintele de la Buda, că după 30 iunie, după ce facem rectificări în buget, să facem și la Cleja, dacă reușim să dăm măcar parchet pentru să terminăm clădirea care i-a făcut părintele acolo, că gata timp se chinuie și tot cele pe altar bani, dar nimeni nu mai dă bani. Păi, dar clădirea aia acolo face degeaba. De ce e degeaba? De ce degeaba? Nu, dar trebuie să faci tu nunta acolo? Dar nu e vorba din vorba de copii, să facă tot felul de activități. Și de fapt. Ascultă-o, Leacă, domnul Rău. Nu, ascultați-mă, domnul Rău. Aveți copii mari și de aia nu vă mai interesează comunitățile ăștia. Nu, stai un pic, nu chiar așa. Deci când s-a construit parohia aia la etaj, pentru asta s-a construit. S-o construiesc ca să se facă. Nu este loc, domnul Cosmin, era fost eu sus și nu este... Se face catecheză, se fac fel și fel de ultimele. Dar unde se fac? Acum se fac în biserică. 60 de copii. Dar o să discutăm, deci... Ne-am avut de la subiect, am crezut că e o chestie simplă, dar nu e o problemă. Asta că nu a venit de să... Spune că e copilă, ți se pare... Da, nu, acum, deci discutăm practic de 10.000 de lei, acum. Asta era problema. Mai aveți alte întrebări, se spune la vot. Cine este pentru? Se abține careva? Nu. Trecem la următorul. Un proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 86 din 20.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția construire teren de sport multifuncțional în satul Cleja, strada Pieței, comuna Cleja, județul Bacău. Aș putea da lămurit. În devizul general s-a trecut cu TVA. Practic trebuie să scadă suma, trebuie să scoatem TVA-ul din devizul general la proiectare sau nu. Și e un capitol acolo așa. Și ne-au cerut lămuriri de la GAP, am refăcut devizele și practic... Acum a fost aprobat o dată 37.000 de euro. A scăzut acum. Nu, acum scade, deci nu-i vorba de... Nu-i vorba de a da bani sau a... Se mai scade un pic 100 de lei de undeva de acolo, înțelegi? Practic asta este. Și orice modificare trebuie să fie aprobat de Consiliul Local. Nu punem bani. Acum scade suma, nu crește.
Dacă mai aveți întrebări, să spune la vot. Cine este pentru? Câți sunt pentru? Abține, cât ești? Cine se abține? Doi, da? Trei. Deci, Voborici. Și domnul Benchea se abține. Cine mai este? Domnul Benchea, Francis, vă abține? Am întrebat, se abține și a ridicat mâna. Deci, cine se abține? Voborici, Varga și Jurgă. Da. Se alege un președinte de ședință pentru următoarele trei luni. Cine a fost? Domnul Voidoc a fost? Nu. Domnul Voidoc de aici. Domnul, propun pe domnul Voidoc. Altă propunere. Se spune la vot. Ai contracandidat. Nu știu, nu am nici el. Tu ai fost, nu m-ai propus pe mine. Da, el a fost. Mai sunt doi. Cine? Mai sunt doi? Mai sunt doi care n-au fost. Mai sunt doi care n-au fost. Cine? Se știe. Se știe. Cum le ridică mâna mea. Se știe. Mai e unul. Mai e unul. Mai e unul. Mai știe. Cine? Da. Avem votat. Și cu acestea legați în țară, dacă nu...